Așa, în continuare o să-i oferim cuvântul domnului Andrei Rusnac, care va continua tema securizării datelor, de această dată cu un alt produs. Este vorba despre Palo Alto. Domnul Rusnac, bună ziua, bine ați venit la evenimentul nostru online. Vă mulțumim pentru prezență și vă oferim cuvântul pentru ca să ne vorbiți despre acest produs. Bună ziua tuturor! Mulțumesc! Eu sunt din partea companiei RTS Solutions. Astăzi să vă prezint o viziune inovatorie a companiei Palo Alto Networks. În principiu, Palo Alto are trei serii de produse: Strata, Prisma și Cortex. Noi astăzi ne concentrăm mai mult pe partea de Strata și puțin astăzi vă spun despre conexiunile cu alte produse, pentru că platforma e într-adevăr destul de mare. Ce ține de compania Palo Alto Networks? Cine nu a auzit compania asta? Compania a fost creată în 2007. Din 2007 nu pleacă din lideri pe partea de Gartner. De exemplu, puteți vedea rezultatele testelor companiei Palo Alto cu toate licențele activate la moment. Mai este în top și nu coboară. De ce? Aici pe ecran vedeți un exemplu de arhitectură la un dispozitiv Next Generation Firewall serie 3220, care de fapt RTS are în stoc. Noi putem oferi pentru test pilot cu parte de tot integrare. Și de ce așa de buni suntem? Că avem procesoarele specializate pe partea de prelucrare pe URL filtration, pe partea de decriptare și pe partea de threat prevention. Ceea ce nouă ne permite să fim foarte, foarte rapid. În special pot menționa că procesoarele permit încărcarea reînnoirilor și fiecare reînnoire a sistemului de operare, fiind complexă sau fiind parțială, de fapt face ca să fiți mai rapid, pentru că fiecare reînnoire este o optimizare. De ce noi stăm 8 ani la rând la Gartner? Ideea de Zero Trust Extensions, că nu mai credem în nimic, nu ne pus pe partea asta ca liderul. Noi nu plecăm de acolo, anume din cauza că noi nu credem în nimic până nu verificăm și până nu asigurăm transparența către clientul nostru. Asta ne-a dus când din 2007 până la azi s-a dezvoltat, pornind de la Threat Prevention, la moment avem securitate pentru dispozitivele Internet of Things. Plus la tate, mai este încă o noutate, ceva nou, azi vă spun deja la sfârșit. De ce noi facem lucrul ăsta? Pentru că dispozitivele cresc exponențial, mai ales ca rezultatul pandemiei vor crească. Pentru că fiecare lună apar sumedenie de atacuri, sumedenie de semnăturile noi. Pentru că cunoștințele de securitate nouă nu sunt suficiente. Este sumedenie de platforme și CISO nu este în stare să învață absolut pe toate. Asta ne impune să găsim o soluție ca să fim mai mobili, să avem vizibilitate și transparență și securitate în rețeaua noastră. Datele avem peste tot loc. La ziua de azi au apărut foarte mulți utilizatori mobili, mulți migrează în cloud, au apărut și dispozitivele de inteligență, plus la toate avem sumedenie de servicii de la partea de outsourcing pe la data-centrele. Evident că avem sumedenie de vulnerabilități. Cele care cunoaștem pe partea de malware, cele care nu cunoaștem pe partea de zero-day attacks. Ceva fișiere specializate, ceva targetat, care de fapt cel mai periculos este partea targetată. Dacă suntem target la un atac, unui da, el as ne treacă. Ceea ce ține de skill-urile în securitate, ele cresc. Cresc pentru că, cum și-am spus, este sumedenie de platforme,
tehnologiile se dezvoltă și asta ne impune ca cei de la echipa de la securitate să vină și ei cât mai simplu și ei cât mai rapid. Asta ne obligă să acordăm mai mult timp pentru să ne învățăm decât pentru timp pentru ca să securizăm. Dacă noi vorbim de platformă, la ziua de azi au apărut, tot în cauza pandemiei, au apărut foarte multe conexiuni pe partea de remote access VPN, au apărut intrat SD-WAN în rețeaua noastră și o sumedenie de conexiuni nesecurizate pentru că majoritatea utilizatorilor au stat acasă de pe dispozitivele personale sau dispozitivele companiei, dar ne fiind în rețea pentru că routerele erau acasă. Noi, cu certitudine, vă oferim o platformă de securitate la nivel de rețea care va cuprinde absolut toate aceste elemente și este posibilă de integrare cu orice, cu oricare partener, cu oricare soluție mobilă, cu oricare cloud, cu orice tip de security as a service sau recunoaștem practic toate dispozitivele de Internet of Things în rețeaua dumneavoastră. Utilizăm și machine learning pentru că fiecare secundă contează. Dacă ne uităm pe partea de răspândire a unui atac, putem vedea în perioada de la 5 până la 30 de minute cât de mult el poate să acopere. Asta este un pericol mare, pentru că dacă un cod malițios a intrat în rețeaua noastră, în 30 de minute el poate să dea jos absolut toate sistemele având accesul dat. Care este partea inovatorie anume companie Palo Alto, pentru că aplicarea protecției la fișier dura 5 minute, cât e de mult sau cât e de puțin chestia asta. La moment noi am crescut până la 95% și timpul de răspundere practic nu există, sunt careva secunde, milisecunde, pentru că e primit în bază la toate subscription-urile, URL protection și file protection, instantaneu. Tot aceste lucruri se răsfrânde și la web-based attacks. Machine learning este partea componentă la toate subscription-urile care sunt al dumneavoastră, le primiți ca reînnoiri pe partea de subscription și asta vă permite să fiți cât mai rapid pe partea de phishing, JavaScript și încă ceva. Adică toți clienți care sunt uniți la sistem bază de date primesc aceste reînnoirile cât cele care au fost cumva identificate în alte părțile lumii, plus cele care nu au fost identificate de către compania Palo Alto, că Palo Alto mai este organizatorul Unit 42, așa un grup de cei care se luptă cu răufăcătorii și în grupul ăsta sunt prezenți toți vendori și aceste renoiri vin tot și de acolo. În special este și partea de distribuire. Dacă vedeți pe partea de wildfire, la moment este real time. Adică câteva secunde, dacă ați depistat ceva în rețea, în câteva secunde toți clienți, toate dispozitivele conectate vor știa ce este asta. Și ceea ce ține de DNS, la fel. Noi folosim machine learning, noi ne învățăm și toate modificările sau încercările care sunt noi ale atacatorilor de a face ceva, de a inventi ceva, noi învățăm cât și pe rețeaua voastră că vine la voi, cât și pe alte atacuri din exterior. Dăm chestia asta și pe partea de analitică. Puteți vedea ce se întâmplă la voi în rețea, plus la toate este best practice care vine din partea vendorului. Aplicabilitatea. Respectiv, da, data-centru privat, este cloud public, sunt case-urile gata, ele pot fi pur și simplu cu ușurință aplicate, recomandările de la producător, în caz dacă vreți ceva să faceți, sizing-ul poate fi făcut foarte, foarte rapid.
Ceea ce este partea de campusul la fel. De regulă se utiliza dispozitivele de firewall clasice care aveau în sine protecția eșelonată. Palo Alto tot are în single pass, adică absolut toate subscripțiile lucrează paralel. Toate licențele care aveți vor verifica traficul în paralel. Cum și-am spus, că de rapiditate. Posibilitatea pe partea de branch, iarăși, diferite soluții. Puteți lua partea de cloud, puteți lua serviciile as a service de la diferiți producători sau puteți lua construi platformă proprie. Inclusiv ceea ce se răspândi la utilizatori mobil. Deja de azi utilizatorul mobil nu mai intră în data centru prin gate unic, dar el accesează serviciul oriunde el se află prin rețeaua internet și prinde aceste polițele de acolo. Nu are nevoie de a, în caz dacă nu este conexiune cu data centru, el este securizat. Aici vedeți sus toate subscription-urile care sunt la Palo Alto Asset Threat Prevention, Corel Filtrul, Wildfire, Aldis and the Box, DNS Protection, protecția dispozitivelor de Internet of Things, Data Loss Prevention, asta în premieră există, ați menționez mai încolo, partea de autofocus care lucrează pe partea de cloud, Global Protect, ca toate dispozitivele, indiferent unde ele sau nu depinde de rețea și securitatea, ele vor fi securizate în baza unor politici care se activează automat dependența de rețea unde se află clientul, fiind în hotel, fiind în cafenea sau în alte locuri unde poate fi potențial vulnerabil. Și la fel subscription-ul de SD-WAN. Realitatea utilizatorului este următoare, că noi nu stăm pe loc, lucrăm și de acasă și de la filiale și de la head office și din mașină utilizăm orice tip de dispozitiv, inclusiv și dispozitivele personale. Cum menționam pe partea de identificare, dispozitivele clasice identifică sunt bazate pe porturi. Adică aici puteți vedea exemplu cum se procedează protecția de DNS utilizând portul 53 împreună cu Palo Alto sau cu alt vendor care utilizează tehnologia veche. Adică noi identificăm pe DNS și mai mult nu facem nimic. Ceea ce ține de alt producător, el este nevoit să deschidă port, ceea ce de posibilitate să apară și acest, de exemplu, BitTorrent-ul care lucrează pe portul 53. Asta îl pune la Apple Blade să fie blocat anume aplicația BitTorrent. În caz dacă noi avem un 0-day care va utiliza portul ăsta, ce noi vom avea? La produsele Palo Alto se va verifica e DNS sau nu e DNS. Nu e DNS, noi nu permitem să treacă. Dacă noi vorbim pe partea de portul, va fi pe partea de verificare, e portul deschis, e ok. Ce este? BitTorrent-ul nu este BitTorrent-ul, înseamnă că el va trece. Ceea ce impune să utilizăm alte tehnici de verificare și pierderea timpului. Un alt exemplu este diferența între layer 4 și layer 7. Noi tradițional putem vedea source IP, destination IP și destination port. Ceea ce nou nu ne dă nimic. Dacă noi vom merge pe partea de nivelul 7, noi chiar vedem unde se află IP-ul care se comunică. Vedem utilizatorul, grupul, cine anume utilizatorul, identificăm 100% cine este utilizatorul dat. Identificăm protocolul, uităm cum este realizat protocolul ăsta. Vedem că este file sharing. Aici deja apare sumedenie de întrebări. Pentru ce omul vrea să șoruiască ceva din Canada? Dar cam cu gândul bun ne gândim, poate omul găsește ceva bun și vrea să copie în rețeaua noastră. Vedem că slate share și nu e bine. Dar poate cineva acolo ceva a pus și omul găsește și totuși e bun pentru business. Dacă ne ducem mai departe, noi vedem că e uploading. Deja putem înțelege că nu este ceva bun, pentru că nu necesită aplaudarea din rețeaua corporativă undeva într-o
la o platformă deschisă. Și când verificăm pe tip de fișier și vedem că e în bază la content ID, asta este partea confidențială, noi deja înțelegem că este ceva nu-i bun, adică avem un insider, un făcător care scoate datele din cadrul companiei. Noi identificăm toate aplicațiile, aducem transparență pe partea de trafic, pe partea de utilizatori, într-o parte, în altă parte, punem într-o zonă cele care sunt acceptate, cele care sunt controlate, cele care sunt neacceptate. Într-un fel, aveți și politicile care puteți să le faceți și le ușor intrați în politică customizată. Palo Alto în sine din cutie are fiecare, pentru fiecare subscription, pentru fiecare categorie, politicile presetate. Pentru o parte mare a clienților, undeva 70%, care nu au ceva extrem de specificat, aceste politici pot fi aplicate direct din cutie, fără de a seta careva moment. Ele vor lucra și în baza unor date statistice pot fi ajustate. Fix asta și cum și aplicațiile. La orice aplicațiile o să vedeți într-un fel odat și să puteți lua decizii ce faceți cu fiecare din ele. Inclusiv și pe partea de reguli de firewall. Orice care politică, dacă vedeți, de exemplu, partea de Google, ele sunt divizate în diferite. Ce se permite, ce nu se permite. Care e ok sau care nu e ok. Adică vedem cele care pot fi utilizate în cadrul companiei, dar cu unele restricții. Dacă noi ne ducem mai departe, noi iarăși ne checkim cu traficul criptat. Același Gmail tot are trafic criptat. 80% e trafic criptat. Noi nu știm ce se face acolo. Însuși firewall permite decriptarea traficului, bazându-se pe tehnologiile și algoritmele internaționale și acele care sunt de la compania Palo Alto și să le faceți regulă și ordine în acest trafic criptat, ce se permite, ce nu se permite. Ce ține de politicile, în caz dacă procurați o licență și n-ați avut-o, e va apare și puteți cu ușurință aplica la toate regulile care sunt. Nu este necesitate de a reface-te din nou. Așa. Ce ține de sandbox-ul Wildfire, el ne permite verifica absolut totalmente, cum și-am spus, că este securitate în Sentinel. Orice de fișier se verifică în cadrul acestei platforme și modelând situații reale, într-un care aveți o siguritate 99,9%, că noi vom identifica absolut tot cod malițios, vă primi un răspuns. Noi nu scoatem datele, vă primi răspuns și cu fișierul dat care ați downloadat prin Gmail sau care v-a venit prin alte surse. Cum și-am menționat, comunicăm și cu alte produse. Dacă noi vorbim pe strata, e mai mult securitate la nivel de rețea. Totodată noi avem o inteligență de automatizare a răspunsului la incidente și atacuri pe partea de Cortex. Avem securitate pe partea de Cloud și partea de Prisma Access, care ne permite unii reguli specifice pentru fiecare utilizator, indiferent unde el se află și prin ce modalitate el se conectează la rețea, bazându-se pe verificarea rețelei și nivelul de securitate rețelei de unde el va intra. Adică, cum și-am menționat, dacă omul se află la hotel, lui ar fi ceva posibil, ceva el nu ar putea accesa. În concluzie, dacă puteți să ne faceți... În concluzie, noi oferim vizibilitate maximă, control total la toate aplicațiile. Ce ține de implementarea politicilor din cutie, ele vor fi posibile, și integrarea absolut cu toate aplicațiile care sunt.
Doar un moment, eu am menționat pe partea de DLP, care la moment încă nu există pe portal, dar este. Eu o să spun ce este asta. Într-un fel, va fi deja din cutie posibil de a lua politica pe Data Loss Prevention pentru cloud, pentru toate aplicațiile în sistem la nivel de rețea, ceea ce nu are la moment niciun vendor și este într-un premieră. Dacă voți avea careva întrebări sau careva detalii doriți, vreți să faceți un pilot, vă rog frumos, ne contactați. Mulțumim pentru timp acordat.